Femeia de 31 de ani din Criuleni, care acum câteva zile a fost declarată moartă de către rude, s-a stins noaptea trecută pe patul de spital. Potrivit medicilor, ieri starea de sănătate a pacientei s-a agravat, iar moartea a survenit după miezul nopții. Astăzi, rudele care au aflat despre decesul femeii de la doctori nu i-au crezut pe cuvânt și au venit supărați la morgă să verifice acest lucru. De 3 ori dăm vin așa. De 3 ori la taxi vin. 180 lei plătești taxiul. Și-o-s debil, și-o-s bogator și... Unchiul și soțul defunctei au venit de dimineață la spitalul raional din Criuleni, de această dată fără sicriu și cruce. Am venit să ne ubedim dacă într-adevăr e mort. Dar nu credeți? Nu credem. Dar noi am venit odată și era zi, dar venim a doilea oară, dar mă. Și până nu vedeți, nu credeți? Nu cred. Și vei, mulți femei. Potrivit medicilor, femeia s-a stins din viață puțin după miezul nopții, iar rudele au fost anunțate despre acest lucru peste 2 ore după ce a fost constatat decesul. S-a luptat foarte mult, fiindcă pacienta este într-o vârstă tânără și starea familiară, 2 copii acasă, orice pacient pentru noi este foarte important. Ne mijlocit luptul pentru fiecare. Căroci șoche! El îi bat pol să se ia, înțelegi? Că femeia se-i moartă. Dar copilul rămâne, n-a niciun înțelegi? După ce au văzut corpul neînsuflețit al femeii, rudele au mers la cimitir pentru a săpa până la capăt groapa pe care au început-o acum 4 zile. Și ăsta băieții ăsta bătaie. S-a oprit-o, scuă, stați-o leacă, mortu-i și voi. Hui, orice zi, am uși să facem. Mă duc mâine, dar mă s-o iod la morgă și... Chiar dacă acum câteva zile unchiul femeii decedate le cerea medicilor să întrerupă tratamentul pentru a o mormânta cât mai curând... Scuteți-i capea să-și dă un... ...men, s-o grupă în... ...șed colasea ca să... ...teta ca să ședi... ...să crișe... ...grupă și mă dea să poată. Sunt grupă în Dumnezeu, mă... La cimitir, acesta a schimbat macazul. Niciodată în viață nu a fost arăcat. Niciodată în viață nu a fost arăcat. Eu niciodată n-am dorit așa ceva. I-am zis, băi, dai box, vii în șirii care 2 copii. De cealaltă parte, mama femeii spune că între timp a mai cumpărat câteva pomene, iar sicriul și crucea le-a păstrat până acum în șopron. S-a uscat încă. Ii deci 3 zile. Toate cheltuielile pentru pomene, cruce și sicriu și le-a asumat fratele femeii decedate și socrul acesteia. De cealaltă parte, vecinii spun că vor veni și ei cu o mână de ajutor doar după ce vor vedea mortul pe laiță. Și am mai adus așa din terpșoare, cum s-ar spune, da. Banii că n-am pus, că am spus că noi vedem în casă atunci. Săptămâna trecută, femeia a fost internată în spitalul raional Criuleni în stare avansată de ebrietate. Ea suferea de mai multe patologii cronice, printre care și anorexia. În timp ce era internată, rudele ei au crezut că este moartă și au venit să o ia de la spital. Ei au adus cu ei un sicriu și o cruce, declarând că vor să o îngroape. Angajații spitalului le-au spus atunci că femeia este vie. Tânăra a lăsat în urmă 2 copii de la soți diferiți, o fetiță de 9 ani și un băiețel de 7 ani, care locuiește cu tatăl biologic.